În această dimineață, pe strada Dimitrie Cantemir din Drobeta Turnu Severin, în blocul T1, mai multe echipaje de la poliție și ambulanță au intervenit și au spart ușa unei locuințe unde se afla un bătrân. În această dimineață, echipajele de poliție, un detașament de pompieri și o ambulanță au fost sesizate cu privire la un bătrân găsit mort în casă în municipiul Drobeta Turnu Severin. Bărbatul nu a mai răspuns 2 zile, iar astăzi, din păcate, s-a constatat decesul acestuia. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au demarat cercetări. Detașamentul de pompieri din Drobeta Turnu Severin a intervenit cu o auto specială și un echipaj pentru deblocarea ușii locuinței, în care locuia bătrânul singur. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit pentru deblocarea ușii unui apartament din municipiu. La sosirea forței noastre în interior s-a constatat o persoană de sex masculin, din păcate decedată, în vârstă de circa 80 de ani. Deși la fața locului a fost și un echipaj al serviciului de ambulanță județean, nu s-a mai putut face nimic altceva decât să se declare decesul. Urmează a se efectua necropsia pentru stabilirea cauzei decesului.